Cum să zică cineva să nu fi fost laringită sau nu știu ce. Posibil să fi fost atâtea apeluri, atâtea zmirături, atâta vorbit, 8 ore pe zi. Parcă nici nu vine să cred. M-a usturat un pic în gât la început, dar parcă zici că am avut o întreagă șiră spinării pe gât de pește. Știi cum e când mănânci un pește și te trezești cu un os pe care nu-l vezi, ce ai pățit, fraiere? S-a înfipt osul în gât și cu un ghid parcă s-aude altceva.